Povestea mugurașilor a început de la școală. Verona Bogus, învățătoarea lor, i-a inițiat în tainele dansului popular pe când piticii erau la clasa pregătitoare pentru serbările școlare. Cei mici au prins imediat dragoste de jocurile și tradițiile locale și în 2-3 ani s-au constituit într-un ansamblu în toată regula, cu coregraf, cu dansuri complexe și cu participări la festivaluri. Tot doamna învățătoare este însă îngerul lor păzitor, cea care îi primește în fiecare dimineață cu îmbrățișare caldă. Dragii mei mugurași, ia să facem prezența, să vedem cine este prezent astăzi și dacă avem vreun absent. Aghira Simoaie, Maria Eleonora. Anastasoaiei, Ștefan Justinian. Acești copii pentru mine înseamnă, aș putea să spun, chiar viața mea. Ei îmi dau energia de zi cu zi, ei mă întâmpină cu zâmbete și cu îmbrățișări. Ia să vedem dacă ați înțeles lecția de astăzi, verbul. Să vină cineva la tablă și să sublinieze primul verb. Ștefan, poftim, fuguța. Primul verb este... Andrumat. Bravo, la loc. Vreau să-mi spui, cine ți-a făcut ție freza asta așa? Da, am frizer, mai mult, o frizeriță în piatra. Da. Și mă duc o dată la 2 săptămâni să mă tundă. Și mama ce zice de freza ta? Nu zice nimic, adică dacă îmi vine în ochi, nu-i convine nici doamne, nici mamei, dar... Mie îmi convine, nu mă încurc cu nimic. Faptul că am fost selectați zilele acestea pentru a participa la acest concurs al ansamblurilor la Măruță ne emoționează, ne motivează și ne bucură. Ți încep eu acum pe mână și după aceea o să ți-l faci tu, da? Deci ai de făcut 4 cruciulițe din acest punct, da? Bun, tu ești nerăbdător să-ți arăt... Îți trebuie ață să faci ce? Asta. Să mai faci o inimioară. Și cred că o să mai fac un n-punct. Și un n-punct. Ok, mergi la loc și facem rost de ață. Dacă găsești o ață pe undeva... Mugurașii nu au încă o sală adecvată unde să repete, dar asta nu îi oprește. Inventivi au găsit soluția. În fiecare zi, după ore, mută toate băncile din clasă și își fac loc să tropăie, să se învârtă, să-și exerseze pașii. Dragii mei, orele s-au terminat și ne pregătim pentru repetiție la dansuri. Haideți să eliberăm sala. Pe rând, pe rând, ușor, ușor, ușor. Așezăm 4 bănci acolo în spate. Pe rând, pe rând. Așteptați să se așeze cele 4 bănci. Ok, și acum poftiți în fața băncilor să ne pregătim pentru dans, că trebuie să vină domnul Sebi. Bună ziua! De cei mici se ocupă acum și Sebastian Coroi, coregraful ansamblului Codri Nemțului, semifinalist al competiției Duelul Ansamblurilor. De 3 ani de zile le ghidează pașii mugurașilor rosnoveni și îi conduce pe cei mici în toate bătăliile populare. Mai știi ceva de tura trecută? Mai știm pașii? Da! Așa, vorbim în cor. Ștefan, mai știi pașii? Da! Rareș, cum stăm, da, cu Hola, cu Ciubănașul? Bine! Bun! Dăm drumul la repetiție? Da! Asta vă vreau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. 1, 2. Am fost exact ca ei când am început dansurile. Aveam vârsta de 8-9 ani. Țin minte că aveam coregraf, profesor care venea la școală, colaborau tot așa cu învățători sau cu profesorii. Și mă simt ca și ei în momentul ăsta. Adică mă simt așa cum eram eu când aveam 8, 9, 10, 11 ani. Mai tare strigătura! Strigă și ține brațele sus! Cum e colaborarea asta? Foarte bună! Deci nici nu mă așteptam să fie așa de bună, dar ne înțelegem perfect. Când dânsul nu poate ajunge, că mai are și alte trupe de pregătit, eu mă ocup, deci împreună am lucrat. El vine, predă lecția, cum s-ar zice, pașii de dans și eu cu copiii repet. De câte ori am ocazia. Ne bucurăm mult că participăm la concurs la Măruță, dar nu ne lăsăm pătrunși de emoții încât să uităm anumiți pași. Da, văd că voi chiar vă iubiți foarte mult ca frații, vă călții așa de... Da, pentru că e singurul meu frate până la urmă și îl iubesc foarte mult. Ia-l în zuna! Hey! Nu e bine, fetelor!
Hei, păi avem 20 de fete sau două? Încă o dată. Și ia-ți una! Hei! Ia-ți două! Hei! Ia-ți trei și o bătaie hot șa-șa! Pe timp, atenție, v-am urat, da? Domnul profesor, ne mai certă puțin că nu știm. Stai drept, băiete! Așa, stai drept, stai drept! La repetiție este foarte frumos și ne place foarte mult să dansăm. Noi suntem surori, iubesc foarte mult. I-am învățat pe mine pașii de dans. Ok, puteți vă luați de mână și să vedem puțin pasul de înfișor. Cum se compune el, da? Arătați întâi practic. Și... Sunteți surori? Da. La anul când doamna Verona va avea clasa pregătitoare, o voi da și o aduc pentru a prinde din zbor și să știe să facă pașii. Cei mici nu îmbrățișează numai datinile străbune, ci și credința strămoșească. Doamna învățătoare îi duce în fiecare duminică la biserica din Roznov, un lăcaș de cult încărcat de istorie. De câte ori avem ocazia, ajungem și pe la biserică. Pentru mine este prima dată, sincer, este o plăcere să văd, să mă aflu aici. Așa de cuprinde un sentiment plăcut și de liniște. Vreți să mergem acum să vedeți și muzeul? Da. Din câte am înțeles, aici se află mormântul familiei Roznovanu, a colonelului Gheorghe Ruset Roznovanu și a soției, da? Soție și băiat. Deci vedeți acolo bustul colonelului Roznovanu și a soției Alexandrina, da? Și acolo sunt înmormântați, da? Mergeți frumos pe partea aceea și veniți după mine, încoace. Uitați o poză și a soției, doamna Alexandrina, și în partea cealaltă un tablou mare cu colonelul Roznovanu. Haideți, după mine. Ați văzut aici Evanghelia și straie preoțești. Hai, veniți și vă uitați. Deci vedeți și regina Elisabeta a cusut litere, cum coaseți voi la semnele de carte. Da? Vedeți ce frumos a cusut? Cusut cu fir de aur, da? Ei sunt cei din neamț, sunt mugurașii, așadar dacă vreți ca ei să meargă în semifinală, trebuie să-i votați la 1-2-6-6 cu textul neamț! Foarte frumos la voi acasă, foarte frumos acolo unde ne-ați primit și ne bucurăm foarte tare. Știu că și voi sunteți foarte talentați. Pe tine cum te cheamă frumoasă? Ana. Ana, și câți ani ai? 10. 10 ani, mulți înainte. Și cine e partenerul tău? Dragoș. Câți ani are Dragoș? Nu știu. Hai să-ți fac cunoștință. Dragoș, câți ani ai? 8 ani. El are 8 ani. Tu ești mai mare ca el. Spune-mi, dar vreau să fii sinceră. Te-a călcat până acum vreodată pe picioare? Da. De multe ori? Nu. A, dar câteodată așa? Da. Și își cere scuze după aia, nu? Da. Bine, perfect. Ana, cu cine ai venit la București? Doar cu domnul coregraf sau sunt și părinții susținători aici? Sunt și părinții. Sunt și ei? Da. Da, foarte bine. Dar nu trebuie să ai emoții, da? Da. Foarte bine, voi sunteți foarte buni. Eu v-am văzut la repetiții și dansați foarte bine. De acord? Da. Mi se pare firesc. Să știi că am făcut repede așa o trecere revistă și am văzut că majoritatea fetelor din acest ansamblu au ochii albaștri și verzi. Eu i-am verzi. Da, albaștri și verzi. Ce înseamnă treaba asta? Că sunteți fete foarte frumoase. Normal. Mi se pare firesc. Oameni buni, ei sunt mugurașii, niște copii senzaționali, mugurașii roznoveni. Sebi, sau stați un pic, doamna coregraf, de ce roznoveni? De ce roznoveni? Pentru că suntem din Roznov. Deci acolo așa se numește comuna, da? Orașul. Orașul Roznov. Orașul Roznov. Și aparține de neamț, da? De neamț, da. Foarte bine. Să aveți multă baftă, mulțumim, mult succes. Copiii sunt pregătiți? Sunt foarte pregătiți. Vedem imediat cum deci asta este clasa mugurașilor. Clasa mugurașilor. Sunt elevii mei și am primit frații de la clasele mai mici și câțiva ca să completăm perechile. Foarte frumos. Imediat o să vă vedem înainte de emisiune, cum ați repetat aici în platou, dar asta după ce vom lua o scurtă pauză de publicitate și când vă veți apuca și de dans, da? Dar până atunci lumea să înțeleagă că trebuie să vă voteze la 1-2-6-6 cu textul neam. Foarte bine, da? Bun. Antonia, ești pregătită? Da.
Perfect, fii atentă. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care o să începem aici să rupem podeaua asta în două, da? Da. Bravo, așa să faceți, da?